calitate de jurnaliști militari, în veșnica noastră căutare de subiecte, o adevărată vânătoare pentru cele mai frumoase povești și cei mai fermecători oameni din armată, ignorăm uneori comorile pe care le avem lângă noi. Pentru că poveștile care ne emoționează și care deseori ne răscolesc, care reușesc, fără prea mult efort și fără a fi ambalate frumos, să inspire generațiile viitoare, vin de la oamenii pe lângă care trecem zi de zi, fără să le dăm prea multă atenție. La baza aeriană de la Boboc, un loc cu o bogată tradiție în aviație, piloții sunt vedetele. Nu de puține ori, în conversațiile cu elevii militari, dar nu numai, când încercăm să-i ajutăm să transmită prin cuvinte ceea ce simt și ceea ce parcă nici nu îndrăznesc să viseze, auzim că vor să zboare. Există o anumită fascinație pentru imaginea pilotului nonconformist, în geacă de piele și cu ochelari de soare, luată cumva direct din filmele de la Hollywood. Dar nu piloții fac să se miște aeronavele, ci personalul tehnico-ingineresc sau tehnicii militari, așa cum își spun ei. Răsăritul soarelui îi prinde pe tehnicii militari de aviație în atelierele de mentenanță sau în liniile de exploatare a zborului. Pentru unii dintre ei, ziua începe mult mai devreme. Aviația îi atrage de la distanțe considerabile, iar naveta de zeci, poate chiar sute de kilometri, zilnic sau săptămânal, nu este un impediment. Cu ale lor mirosuri de uleiuri și petrol, liniile start și hangarele prind viață încă de la primele ore ale dimineții. Cerul senin este un semn de bun augur pentru toată lumea. Urmează o zi intensă de muncă. În hangarele bazei sunt pregătite, reparate și verificate aeronavele pentru zborurile de instrucție ce urmează. Fiecare atelier are propriul specific, iar fiecare tehnician își știe treaba. Aici nu există loc de eroare. Executăm o lucrare care presupune înlocuirea unui motor la aeronava IAC-52. Este o lucrare complexă care necesită multă atenție și cunoștințe solide. Presupune înlocuirea unei multitudini de agregate și de conducte între motorul M14P și aeronava IAC-52. Procedurile se realizează conform manualele de întreținere. Tot timpul am fost pasionat de aeronave, de partea de mentenanță, de cum funcționează diferitele părți componente ale aeronavei, cum funcționează aceasta ca un întreg. Îmi place ideea de zbor, iubesc aeronavele și îmi iubesc meseria. Sunt specialist în instalații electrice și aparatură specială de aviație. În principiu, specialitatea mea presupune mentenanța și întreținerea echipamentelor electrice aparatului de bord, de pilotaj și navigație de la bordul aeronavelor. Munca tehnicienilor nu este însă una ușoară. Aparatura învechită le dă uneori de furcă. Noroc că meseria i-a învățat să se adapteze ușor, să nu renunțe și să găsească mereu soluții elegante. Unii tehnicieni cu experiență spun că, spre deosebire de începuturile lor în aviație, când veneau de acasă cu piesele necesare, acum lucrurile s-au schimbat înspre bine. Nu mai e nevoie să improvizeze și să-și folosească atât de mult imaginația. În principiu, problemele întâlnite sunt probleme cauzate de îmbătrânirea echipamentelor, probleme pe care le ținem sub control, dar avem destul de puține pârghii de combatere pentru că nu prea mai avem piese de schimb. Aeronavele sunt vechi și odată cu vârsta se exploatează din ce în ce mai greu. În atelierul radio am stat de vorbă cu maestrul militar principal Ștefan Luca, sau Fane, cum îi spune toată lumea de pe aici. Ne-am așezat la masa lui de lucru și parcă nu ne-am mai fi ridicat de acolo. A fost o descoperire întâmplătoare a unui om cu un izvor nesecat de povești, care funcționa ca un magnet pentru toți cei aflați în atelier. Eu
Sunt electronist din tinerețe, din liceu. În clasa 10 am reparat primul meu televizor. Vreau să spun că am fost îndrăgostit, deci după reparația primului televizor, vreau să spun că m-am făcut frate cu pistolul de lipit și aparatul de măsură. Din acel moment mi-am găsit vocația, am spus, ăsta este viitorul meu. Sunt 32 de ani în care mi-au trecut prin mână foarte multe tipuri de aeronave, atât la Ianca, cât și aici la Boboc. Toate au avut câte un specific, cel puțin punct de vedere radio. Pot să spun că pe fiecare l-am strunit să facă ceea ce vreau eu. Aici fiecare stație prinde viață. Activitatea de bază al atelierului radio, respectiv a mea ca și șef formație, reprezintă executarea de lucrări reglementare și remedierea defecțiunilor. Lucrările reglementare de obicei vin la o perioadă bine concretizată, respectiv defecțiunile când este cazul. Am putea spune că ne aflăm într-un spital de urgență unde așteptăm pacientul. Îi facem diagnoza și după remediere pacientul pleacă acasă. Locul avionului este în start și în aer. Este o meserie foarte frumoasă. Dacă e să facem și o paralelă, noi mai glumim aici. La avion motor, dacă vrei să știi că trece lichidul, desfaci o conductă. Noi, radiștii, nu vedem. Noi trebuie să simțim. Noi suntem permanent aici, avem o echipă deosebită, chiar nu formăm o echipă, ci o familie. Așa ne explicăm și atmosfera pe care o întâlnim în hangar. Aceste relații interpersonale aparte nu se formează cu una cu două. Îi vedem pe tehnicieni în mediul lor, dar acest mediu în care se simt ca acasă este și el rodul unui efort comun. Comandorul inginer Dan Bădărău, care a petrecut o viață printre tehnici și care acum este șeful lor, este poate cel mai în măsură să ne vorbească despre acest lucru. Coeziunea se câștigă. Nu este un dat. Nu ți oferă nimeni pe tavă. Am simțit asta plecând de la lucru cu ei, fiind inginer la escadrilă. I-am câștigat prin sinceritate, prin cunoștințe, prin dăruire. Faptul că am fost împreună și în momentele dificile și în cele frumoase, atunci când într-adevăr am fost apreciați la diverse activități, meeting-uri, atât în cadrul bazei cât și în afară. Ulterior am simțit acest lucru prin faptul că apelează foarte des la mine, atât din punct de vedere tehnic cât și mai ales organizatoric. Lucrurile nu sunt dificile, doar că trebuie timp și înțelegere, astfel încât să nu existe discrepanțe și în relații dintre oameni și în asigurarea tuturor condițiilor, astfel încât activitatea de zbor să se desfășoare normal. Cu colegii mă înțeleg foarte bine. Relațiile noastre de colegialitate se bazează pe respect reciproc, încredere și profesionalism. Am foarte multe lucruri de învățat de la tehnicii cu experiență, inclusiv în domeniul tehnic, cât și uman. Încrederea este cuvântul cheie pentru tehnicienii care se ocupă de specialitatea armament. Trebuie să știe că pot avea încredere în camaradul de alături cu care mânuiesc muniția și, în același timp, trebuie să inspire încredere pentru piloții care își pun viața în mâinile lor. Specialiștii de armament se ocupă cu manipularea, depozitarea,
transportul munițiilor la locul de formare, formarea munițiilor și înarmarea aeronavelor cu muniție reală sau de antrenament. Un alt specific al specialității armament îl reprezintă activitățile de mentenanță ce se execută la scaunele de catapultare. Scaunul de catapultare este un instrument deosebit de important în salvarea piloților. Se pot întâmpla incidente atât la sol cât și în aer, de aceea trebuie să acordăm o deosebită atenție mentenanței acestui echipament. Deși din afară ar putea părea că personalul tehnico-ingineresc este mereu ascuns în culise, departe de lumina reflectoarelor, preferând să fie cu cheile sau aparatele de măsură în mână, există și tehnici de aviație care își petrec ziua pe pistă, lângă aeronave sau în aeronave, unde se asigură că sesiunile de zbor se vor desfășura în siguranță, responsabil să transmită acest sentiment fiecărui pilot care urcă în cabină. Într-o zi obișnuită de zbor, începem programul prin pregătirea elicopterului, semnând verificările tehnice, consemnarea în documentația elicopterului și, să zicem, partea mai plăcută și solicitantă, zborul efectiv. Pe timpul zborului, atribuțiile mele sunt de control a aparaturii de bord, a spațiului aerian, a convorbirilor radio, a parametrilor de funcționare al elicopterului și rotoarelor și o comunicare adecvată cu membrii echipajului. Rolul maestrilor militari în aviație este, din punctul meu de vedere, unul esențial. Nu putem zbura cu aeronave nepregătite. Am descoperit că o carieră de maestru tehnic nu-l limitează pe cel care o alege. Am găsit ingineri și maestri militari în atelier, în linie, în elicopter, dând indicații sau instruind elevi chiar și la catedră. Mă rog, catedra poate lua diferite forme. Maestrul militar Eduard Antochi instruiește tehnic și virtual piloții studenți și ofițerii forțelor aeriene române. În simulatorul avionului IR-99, unde avem două tipuri de cabine de zbor, cea de IR-99 standard, având configurația inițială din fabrică de la construcția avionului, cât și varianta IR-99 Shoim, cea pe care forțele aeriene o exploatează, varianta Shoim însemnând varianta modernizată, varianta cu avionică, varianta complet digitalizată, pot apărea aceleași defecte ca și la avion, pentru că până la urmă scenariile și toate lucrurile create pentru acest simulator se bazează strict pe funcționarea reală a avionului. Lucrurile au fost studiate extrem de bine și au fost făcute extrem de bine, încât varianta simulată a avionului este, dacă îmi permiteți proporția, undeva la 85% din ceea ce înseamnă avionul real. Cumva pentru mine aeronava reală este cam pe aceeași linie cu aeronava virtuală, pentru că aici, la simulatorul IR-99, desfășor activități de mentenanță de aviație a idoma lucrurilor care se întâmplă la avionul real. Acest simulator de zbor este cumva, în esență, tot o aeronavă, pentru că cuprinde, practic, sistemele normale ale unei aeronave, iar în miniatura pe care am gândit-o metaforic ca fiind o aeronavă în interior aici, am avea parte de cabina instructorului, cea care se află în spatele meu, pupitrul, de unde comandăm toate scenariile și toate lucrurile care se întâmplă în zbor după ce se pornește un scenariu, iar dincolo, în sala din spate, se află cabina reală a avionului, cabina simulată, făcută exact după cabina reală, identică cu cea reală,
cu amendamentul că aparatele nu sunt cele de tip barometric reale de la avion, pentru că acesta nu se ridică și, în esență, nu folosește schimbarea presiunii atmosferice, însă sunt făcute cumva la nivel virtual. După ce simulatorul ne-a amețit un pic, am simțit că vizita la Boboc ne-a arătat mai multe laturi dintr-un proces complicat. Am văzut de multe ori aeronave în aer, la exerciții militare sau la parade. Unii din noi chiar au avut șansa să zboare. Nu ne-am imaginat însă că pentru a ridica în zbor aceste aparate este nevoie de un asemenea efort. Pasiunea oamenilor pe care i-am întâlnit aici ne-a copleșit, iar vorbele lor ne-au îndemnat să fim mai atenți la cei din jurul nostru. Nu am putut pleca însă de acolo fără să întrebăm cum se înțeleg cu piloții. Răspunsurile au fost diferite, dar nu surprinzătoare. În permanență avem legătură cu piloții. În cauza defectelor, zic eu, destul de frecvente, formăm o echipă. Vin, apelează la noi, spun că de multe ori este în contratimp un defect. Ne mobilizăm tot atelierul sau tot hangarul în funcție de ceea ce implică remedierea defecțiunii sau agregatului respectiv. Și încercăm avionul să fie, să stea cât mai puțin în hangar. Mi-ar plăcea să consider că piloții mă apreciază la adevărata valoare și că sunt un membru activ și de încredere în echipaj. Relația cu tehnicii militari este una colegială, una foarte bună, având în vedere lucrurile pe care le facem împreună. Satisfacția mea este faptul că a plecat avionul din fața hangarului și l-am văzut la pistă, îl aud la radio când cere aprobarea de decolare. Pentru mine este suficient. Nu am nevoie de mulțumire pentru că este tocmai meseria mea. Relația cu piloții o percep într-un mod special, pentru că de data asta, față de aeronava reală, nu avem parte de condiții meteo reale. Suntem într-o încăpere unde putem discuta extrem de lejer și extrem de frumos unii cu ceilalți, iar relația dintre piloți și instructorii de la simulator este una foarte importantă. De ce? Pentru că de data asta cei care vin la instrucția prin simulare și fac ore de simulator la noi, vin pentru a se antrena. Contează foarte mult să ai încredere în ei, pentru că ei îți dau aeronava la zbor. Ei spun că este ok și că poți să zbori cu ea și trebuie să spui toată încrederea că totul este așa și că o să te întorci acasă. Consider că tehnicii militari sunt apreciați la adevărata lor valoare, însă sunt momente în care am putea să facem mai multe pentru ei. Aceste aeronave nu ar zbura niciodată fără tehnicii militari.